Bună seara, vrăjitori! Bună seara, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. Astăzi am o poziție, în seara asta am o poziție destul de incomodă, deoarece va trebui să fac un puternic antic ritual de despărțire cu lămâie, sare și piper. Dar va trebui să stau pe jos pentru că va trebui să termin lucrarea afară. Acesta este unul dintre cele mai simple ritualuri, dar să știți că este foarte, prin simplitatea lui, este foarte puternic și dă rezultate, ar trebui să dea rezultate în mai puțin de 2 săptămâni. Așa, avem nevoie de, putem folosi numele persoanelor de despărțit sau pozele lor. Eu am ales să folosesc numele pentru că va trebui să-i dăm foc, de aceea va trebui să termin ritualul afară și bineînțeles că pozele ard mai greu. Ok, deci vom avea nevoie de sare groasă, sare marină, sare mare, un recipient de ceramică în care putem sau puteți folosi și ceaunul vrăjitoare, eu nu l-am aici la mine, dar dacă l-aș fi avut aș fi folosit acela, o lămâie, piper negru, sare, v-am spus, cuțitul vostru de vrăjitoare, cuțitul care îl folosiți numai pentru vrăjitorii, numele persoanelor îl veți scrie pe, așa, pe o hârtie cu negru. Nu știu unde să pun telefonul pentru că este foarte greu să mă filmez stând jos. O să găsesc o modalitate și alcool de 90 de grade. Pentru cei care vă îndrăzniți să faceți în casă acest ritual, aveți mare grijă că alcoolul cu piperul ars dezlănțuie o reacție chimică, un miros foarte urât, foarte periculos, toxic. Deci eu vă sfătuiesc, eu sunt afară, o să ies afară aici pe balcon, chiar dacă risc foarte mult pentru că sunt la locul meu de muncă și mă pot vedea vecinii mei, dar asta este, fiecare face ce vrea, nu? Sau fiecare meserie are riscul ei, deci printre toate meseriile mele, meseria de vrăjitoare are și ea un risc. Ok, eu voi pune puțin video în pauză, vă voi demonstra cum se pregătește lămâia, după care o vom scoate afară, mă aprofit să mă duc să aduc spiritul și chibritele, că nu le am aici. Între timp, voi pe două hârtii lungi așa, scrieți pe unul numele persoanei voastre și pe celălalt numele persoanei de îndepărtat. Ia, să vedeți și să nu credeți că am găsit o metodă prin care să mă aranjez puțin aici, ca să vedeți ce fac. Așa, deci alcool, lămâie, chibrituri, sare și piper, da? Deci ce vom face? Vom lua această lămâie, asta parcă este și însemnată, și o vom înțepa în mijloc, aici, uite, eu vreau chiar aici unde e însemnată, pentru că dacă e însemnată o fi un dece, un perche, cum se zice în italiană. Așa. Uf, câtă zeamă iasă. Îi vom face o tăietură. Vedeți? Una în orizontal și alta pe vertical. Așa, nu știu dacă v-am mai făcut acest ritual, nu mai amintesc, am 200 și ceva de ritualuri pe canal. Punem lămâia, o punem în castronelul nostru de ars. Luăm bilețelul pe care avem numele persoanei și îl facem așa. Da? Așa. Puteți să faceți în 3 sau decât într-unul, depinde cum aveți chef, da? Și îl punem pe orizontal. Așa. Până jos, da? Intențional l-am lăsat să rămână afară. Trebuie să rămână afară. Luăm și bilețelul cu scârba, care e de îndepărtat. Facem același lucru. Așa. Ia, că asta e mai dracu. Femeia asta chiar e al dracu, într-adevăr, sau are o stea care stă după ea, ori e al dracu. Și pe ea o punem așa, deasupra lui, în cruce, da? I-am pus în cruce pe ăștia doi.
Ia uitați ce ne-a rămas. O lămâie cu aripi. Acum vom deschide puțin așa lămâia. Eu nu știu dacă voi vedeți bine, dar vă rog să vă imaginați, să înțelegeți. Și în momentul în care faceți asta, vă imaginați și că ăștia doi trebuie să se despartă, da? Va fi și o rugăciune de spus. Puneți să se umple, da? Să se umple lămâia asta. E cam mare sarea asta, dar să se umple crucea asta, să fie plină. O deschideți puțin așa. Ia uitați, o intra și încolo și încoace. Să intre peste tot, da? O desfaceți puțin lămâia. Să intre sare înăuntru, peste tot. Să nu rămână niciun loc fără, da? Deci crucea asta se va umple de sare. Este foarte mare sarea asta, de aia se pune mai greu. Dar e bine că cu cât e mai mare, cu atât e mai pură, știți? Ia, cumva trebuie să găsesc eu o metodă să o bag bine pe aici. Așa. Mi-a intrat și sub unghii și peste tot. Am vrut să vă pun în descriere rugăciunea care trebuie să o spuneți. Este o rugăciune de spus la Sfântul Isaac, dar nu mai am chef să scriu pentru că sunt obosită și mi se pare că mulți dintre voi nu citiți descrierea videoului, pentru că dacă ați citit nu mi-ați mai pune atâtea întrebări pe e-mail. Îmi scrieți pe e-mail o grămadă de prostii, de chestii care eu vi le explic în video, sau dacă nu vi le explic în video, vi le explic în descriere. Da, cred că am pus destulă sare. Este minunată sarea asta, fiind așa mare. Intră mai greu, dar știu că este pură și sunt mândră că am găsit așa ceva. Ok, acum peste vom pune piper mult, 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 mult. Așa. Bine. Eu acum o să vă citesc rugăciunea la Sfântul Isaac. Voi luați pix și hârtie și scrieți. O să opresc video să mă duc să-mi spăl mânuțele că mă ustură și o să o citesc și eu acestei lămâi pentru că vreau să fie făcută cum trebuie. Deci, când ați terminat această lămâie, o umpleți, o dați mult cu alcool peste ea și dați foc. Când se stinge focul, în tot timpul ăsta, voi vă imaginați ce vreți să aveți de la această lămâie, adică ce trebuie să se întâmple. Când se stinge focul, veți începe să recitați o rugăciune la Sfântul Isaac. Rugăciunea spune așa, voi vă o scrieți, o Sfânt Isaac puternic, tu care slujești pentru bine și ne protejezi de orice rău. Tu care ești înțelept și știi ce este mai bine pentru noi, te rog, îndepărtează-l pe de. Deci îndepărtează-l pe, spuneți numele lui și de numele ei sau desparte-i pentru totdeauna și fă ca să nu se mai poată întâlni niciodată, nici să se vadă, nici să se audă, nici măcar să-și mai poată simți mirosul. O, te rog, Sfânt Isaac, niciodată el, numele lui, și ea să nu mai poată împărți nimic, să nu mai poată condivide nimic, să nu mai poată avea relații intime, să simtă ură și scârbă și dispreț unul pentru celălalt. Îți mulțumesc, Sfânt Isaac, pentru atenția ta, pentru că mă asculți și pentru că mă ajuți. Din acest moment eu mă angajez să răspândesc rugăciunea către tine, pentru ca toți oamenii care îmi împărtășesc durerea, în sfârșit să poată trăi în pace. Așa să fie, așa va fi, amin. Ok, acum vine partea care poate fi mai dificilă.
Eu o să-l repet acest ritual și fără să fiți voi de față. Acum eu am deschis balconul, sperând că nimeni nu va avea de zis nimic. Pun scaunul aici ca să și mă îndrept afară. Aici. Vedeți această acea lămâie acolo? Ok. Trebuie cumva ținută ușa asta deschisă. O să auziți multă gălăgie, dar asta trebuie să fac pentru că mirosul ăsta este toxic și nu pot să respir, nu vreau să mă intoxic. Și nici voi nu o să trebuiască să vă intoxicați. Punem alcool peste ea. Eu acum o voi muta de aici, vă spun și de ce, pentru că mi-a căzut alcool pe jos și este sigur va lua foc. Ia să vedem cu ce ștergem. Să nu fac de lucru cu vecinii. Și pentru că este aparatul de aer condiționat lângă. Dar în orice caz, așa. Lăsăm să ardă, vedeți cum arde. Nu vă preocupați dacă pozele se vor mai vedea sau dacă hârtiile nu vor arde complet. Dacă faceți cu poze, sigur nu o să ardă complet, pentru că pozele ard mai greu. Lăsați să se stingă. Când se stinge, puneți mâinile așa cum v-am învățat eu deasupra lămâii și recitați rugăciunea la Sfântul Isaac. Eu asta voi face. Când se va răci această lămâie, eu o iau, o duc și voi faceți acest, o duceți departe de casă într-un loc unde miroase urât, o aruncați și nu vă mai uitați în spate. Așa se face cu toate ritualurile. Niciodată nu trebuie să vă uitați în urma voastră. Eu vă garantez că veți avea rezultaturi rapide. Nu pot spune imediate pentru că aș minți, dar destul de repede veți avea rezultate. Vedeți cum arde? Și atunci când arde, noi așteptăm, dar când se stinge, vom spune ce avem de spus. Vă aduceți aminte orațiunea? O Sfânt Isaac, puternic, tu care slujești pentru bine și ne protejezi de orice rău, tu care ești înțelept și știi ce este mai bine pentru noi, te rog, îndepărtează-l pe, desparte-i pentru totdeauna și fă ca să nu se mai poată întâlni niciodată. Nici să se vadă, nici să se audă, nici măcar să-și mai poată simți mirosul. Te rog, Sfânt Isaac, niciodată ca să nu mai poată împărți nimic, să nu mai poată avea relații sexuale, să simtă scârbă, ură și dispreț unul pentru celălalt. O Sfânt Isaac, eu îți mulțumesc pentru atenția ta și pentru că mă asculți și pentru că mă ajuți. Din acest moment eu mă angajez să răspândesc rugăciunea ta sau rugăciunea către tine pentru toți oamenii care îmi împărtășesc durerea. Ca toți oamenii care îmi împărtășesc durerea în sfârșit să poată trăi în pace. Așa să fie, așa va fi. Amin. Eu vă spun, este foarte, foarte puternic acest ritual. Acum se simte mirosul urât al piperului. Dar asta este, aoleu, acum am pus cu fundul în sare. Ai, ai, ai. Ia să-mi găsesc și eu un loc ușor pe aici, pe lângă foc. Da, este un ritual frumos. Acest ritual este frumos, făcut la foc, în câmp, seara. Dar ce să facem, locuim la oraș. Nu avem posibilitățile care le aveau antenații noștri, strămoșii noștri. Din păcate, asta este. Eu mă pun aici frumos și aștept să-mi ardă lămâița ca să se despartă domnul ăsta de doamna asta.
Da, dacă văd că mai durează mult și nu se oprește, voi opri video, vă voi saluta și ne vom vedea mâine sau în următoarele zile. Dacă se va stinge. A, apropo, acest ritual poate să facă și doamna, cred că se cheamă Emilia, nu mi-aduc aminte. Sigur, i-am promis o citire, dar nu am reușit încă să mă ocup de ea. Sărăcuța este o doamnă în vârstă, pe care viața a pus-o la o grea încercare. Aprofit să o salut și să-i spun că nu am uitat-o, dar am atâtea lucrări luate și trebuie să le termin. Extraordinar de frumos arde. Vedeți? Dacă vă uitați bine, nu pot să pun mâna că arde. A ars tot, da? De jur împrejur. Dar hârtiile nu sunt încă arse complet. Ciudată situație. Oricum, lumea spiritelor decât spiritele o înțeleg. Noi suntem prea mici ca să înțelegem legea acestei dimensiuni. Este un miros extraordinar. Mă uit câte minute am înregistrat. Oh, deja cam mult. Bine, eu o să vă povestesc ce voi face. Voi aștepta ca să se stingă. O voi pune într-un săculeț.